Vă salut cu toată stima și cu tot respectul. Bine v-am regăsit la un nou. Mă, stai puțin, cine filmă bajocurile de episod? Lectoia. A. Legumă și acum eu, amice. Și nu e bajocuri, e parkour pe GTA. Facem din nou parkour, mai discutăm, mai alea. Nu ziceți, bă, că mai vorbim, mai... Bă, cine-i bă? Bă, luai-o! Eu uite-o noi, bă. Ba... Ba, pinaibii. Bă, amice. Unde e o mașină? Acum... E Canis. Tu mai ții aminte ce... Minte, prima zi în care m-ai cunoscut, amice? Din păcate, da. Eu, dar aș vrea să uit. Prima nu, adică nu neapărat. Bă, nu mai țin minte pe prima, dar țin minte că ăsta era un graz nenorocit la început. Nu era gras așa. Nu era foarte gras, dar era nenorocit. Dacă, de ce? Dacă... Faptul că aveam și o burtă mai înainte, dar nu înseamnă că eram gras, că eu stiu, eu nu eram niciodată. Nu dacă erai, te puneai jos, jucam fotbal cu tine, tași din unde dracu, că eu n-am fost nici măcar... Ba, pe jumătatea lui Justin, ce vorbești? Da, bă, amice, păi dar tu erai și mai pitit decât Justin. La anii ăștia erai mai scund decât eu. La vârsta lui Justin vezi că eu slăbisem bine. Chiar eram slab. Da, nu erai așa de înalt. Exact. Nu știu cât de înalt eram, dar... Erai butoi, du-te în carici. Băi, nebună, uiți poza aia când mi-ai zis tu că eram țigan. Acolo n-aveam, păi nu eram gras, că slăbisem, că duse dragostea mine. Dragostea de care amice, că nu mai știu. Nu mai spun. Nu poți să zici. Îl vedeam eu îmbrăcat în alb. Da, știu. Începe cu A? Da. Cum venea el așa de departe, îmbrăcat în alb. Că zici, cine-i țiganul ăsta? Nu, dar mi s-a părut ciudat. Nu, dar mi s-a părut ciudat și cum să îmbrăca. Că știi care chestia? Că nici nu era... Era ciocolatiu așa, nu știu. Păi de la Ștran, băi. De la Ștran, bă, să duce acolo la baltă. De la Ștran, de la munca de pe câmp. Sau așa. Bă, amice. Da, tu nu mai ții minte, dar eu spun sigur că parcă i-am zis și lui Legumă. Mai de mult i-am zis faza cu apa. Nu e adevărat. Bă, eram la școală și ăsta avea apă, eram la sport. Și mi s-a făcut și mie sete, n-aveam apă la mine. Și am cerut și lui apă. Avea o sticluță. Și a zis că nu poate să-mi dea, că el ar vrea, dar nu poate, că ia pastile de bâlbâiți și nu poate să... Bă, se poate să fie bă, și așa, dar înseamnă că eram în primul an de... Bă, eram mici, eram până în a patra, știu sigur. Dar eram dușman. Bine, eu l-am cam... Mi s-a părut mie ciudat așa, dar am zis, hai mă, ce să mă zic până la urmă. Dar mai spune că nici măcar o sticlă cu apă nu aveai. Du-te, dracu, deci că vă trimiteau ca pe nimeni la școală. Amici, asta este, aveam mai trimite ce a zis doamna... Aveam o situație financiară. Dă-o mă-n pizda, mă, si și pe aia. Ia că am avut dreptate, amice. Aia, am avut dreptate. A, nu, dar amicul se învoia să se ducă spargă lemne. Și care-i problema, mă? Că lui nu-i plăcea. Că lui nu-i plăcea. Păi, scăpam și eu de școală, făceam și treaba. Eu dacă eram în locul dânsei, anunțam ca protecția a copilului. Acum este târziu, da? Da, dar de ce? Că tăia lemne? Bă, steți, acum știi cum e. Să se învoiască de la școală să tăie lemne. Dar nu mă punea nimeni să mă învoiesc de la școală, amice. Mă învoiam eu, că dacă nu le tăiam când mă întorceam de la școală, ești prost. Păi, și asta e problema ta? Păi, bă, cum adică asta din e gură. Problema mea? Bă, cum o spune, zici că e cel mai mare moralist, bă, care se ducea la școală conștiincios. Ăsta chiulea fără să facă nimic, adică nu mai vorbim. Chiulea, încă mă bătea mami. N-aveam unde să o chiulesc. Da, în liceu, da, în liceu, dar chiuleam bine. În liceu, nu, că chiuleam. Liceu, bă, dădusele ăștia dispăruți. Eu în clasa 12 m-am mai dus. Bă, eu în clasa 12, culmea, m-am dus. Eu nu m-am dus în clasa 12. Și ai, bă, amice, dacă... Bă, vezi cum începe declinul ăsta, o? Da. Clasa nouă... De mic începe. Te duci. Vezi că nu m-am dus din a noua, la al doilea semestru, la revedere. Păi dar l-aveam pe unul, mă, de a avut în total vreo 250 de absențe nemotivate. Și te-ai luat după el. Și i-a zis dirigul că, gen, ca să-i scadă sub, ca să scadă sub 3 puncte la purtare, trebuie să-l bagi în consiliu profesoral, să nu știu ce știi. Și ăsta nu mai avea el chef de consilii și de alea, că oricum trebuia să iasă la pensie, știi? Mai avea 2-3 ani. Hai, mi-a dat fost. No. Și... Îți dai seama că dacă lui cu 300 i-a scăzut 3 puncte, aproape 300, eu cu 150 mi-a scăzut 1. Știi? Păi da, bă, amice, dar dacă vrei să te duci prin serie... Ba nu, vezi că nu e, nu trebuie să ai 10. Da, cât trebuie. Trebuie să n-ai media avut, mai mică de 9, nu știu cât. Da, oricum eu am avut 9,50, îți dai seama. Eu am avut doar 10 la purtare și nici nu mă duceam. Mie mi-a scăzut odată într-un an, dar știi când mi-a scăzut?
Cine mi-a scăzut naiba în ultimul an? Păi plecase, plecase ăla mâncața și a rămas eu decât... Și pe vreo 70 de absențe mi-a scăzut un punct, 70-80. Păi dacă te duceai cu scutiri false? Nu, 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 că erau pe bune scutirile. Mie mi-a scăzut una, mi-a scăzut un punct în a... De... În a... Bă, doctorul meu de familie. În a 11 sau în a 12. Da, da. În a 11 sau în a 12 am scăzut un punct, dar decât pe un semestru. Decât pe un semestru. Păi și mie tot la fel, pe un semestru. Practic n-am terminat cu 9, era cu 9.50, gen. Nu, eu știi ce făceam? Că băgaseră vrăjeala aia, domne, că dacă mi-aduceți scutire să fie vizată de cabinetul medical și alea... Și alea nu le vizau, știi? Bă, mă, mie mi-o vizau că era pe bune, că dar... Știi care e chestia? Era o laie. Bă, tu ești dracu de handicapatul, dracu. Bă, dacă mama era asistentă, ești prost. Popa. Păi nu, dar câteodată copilul ăsta e prea prost. Mă zice de parcă... Păi ce, bă, păi este hai, mă, hai. Păi nu e doctor amice, dar ce... Și... Nu mai duceam cu ele, știi? Și îmi zicea, păi da, dirigent, dintr-o dată. Bă, a adus cutire, că trebuie să caute știu câte ai. Păi nu e vizată, doamna, că n-am cum să visez. Lasă, adu și așa. Da, de mine să da, dacă mă duceam eu de la mine, nu mi-l lua. Asta cu vizatul e o... A fost vrăjeală, mă. Eu era o vrăjeală ordinară. Vizată. Trebuia să vină de ălea de la cabine care știau să-ți deau paracetamol pentru orice te durea. Care venea o zi pe săptămâna. Și ziseai să-ți deau paracetamol pentru orice te durea. Eu aveam scutirile pe bune de la doctorița de familie și odată n-a vrut să-mi o ia. Că vezi, doamne, n-am adus-o în 3-4 zile de la, după ce am luat asta. Și a zis, pă, femeie, dacă e scutirea pe o săptămână și eu am fost bolnav, cum dracu voie să o aduc în 3 zile de la, după ce mi-a dat aia scutirea? Ești prostă? Bine, până la urmă mi-a vizat-o, da, mă rog. Eu mi-am băgat pe o scutire, ca atunci de ce te uite, la, la urechea dreaptă și m-a întrebat aia cum mai sunt și am zis că mi-a trecut urechea stângă. E bine. Bă, eu mai întrebam ce scrie acolo, gen, că nu știai. A venit unul mâncat și avea o din asta, nu știu ce durere, mă rog, de nu știu ce. Și aia că era cum ar veni durere de burtă, cum ar veni de, na, nu stomac, burtă, știi? Și el a zis că da, că a luat și cu ăstea, cum îi zice, de gât și de ălea, că a avut puroi. Ce era aia? Bravo! O avea puroi gât. Dar avea scutirea pe stomac. Școală, ce făcea noi, era școală. Ora, ce bă, ei nu știau. Da, mie, ce făceam noi încă era școală. Tu i-ai văzut pe ăștia acum? Bă, da, la ore live pe TikTok și vorbești și râdi. Pe TikTok. N-ai, bă, dar mi se pare o nesimțire. Mai filmează și profesorul. Asta nici mai e că, asta, sincer, în asta momentul ăsta, eu nu știu la cât de dependent sunt de telefon. Eu nu știu cum aș putea să mai stau într-o clasă și 6 ore. Stai, ce drept. Eu nu știu dacă aș putea. Păi stai cu el, bă, că ce poți să-mi facă, că n-are să-mi ia. Bă, acum, nu e vorba de luat. Cu ce să ieși de muncă, dau cu dreapta? Cum să pui tu mâna la profesor? Ia uzi moralistul unde era de acum. Acum ai tot bucata la profesor. Parcă acum 2 minute era moralismul. Da, acum ia bătaie profesor. Vorba bine. Metaforic că... Metaforic vorbind. Nu zice așa că de vreo unul apare pe la știri. Da, și după zice, păi eu cum cu și Bercic a zis. Găsesc ăștia clipul tău și nu! După aia zic, în urma clipului unui vlogger, copilul ăsta a ajuns să facă asta. Da, hai de mine. Bă, dar nu, dar acum și pe-a dreaptă, știi că te mai luau ei pe la telefon. Acum și pe-a dreaptă, cum să nu-i o dea eu? Păi de cu ce dreptă mi-i tu mie pe telefon? Vezi că mi se pare că n-ai voie să-l ții la tine. E, nu! Ai voie să vii cu el la școală, dar n-ai voie să-l ai asupra ta. Păi și unde mama mea-l pun? Că noi nici n-avem ca la americanci. N-avem ca la americanci tinele, știi? Locare, da. Da. Bă, nu știu ce ar plăcea. Da, i-ar plăcea, da. Bă, eu iar nu mai trec cursul ăsta. Bă, ia, uite ce prost. Hai că te-o coafă. Nu mă așteptam la așa ceva, ești nebun. A, bă, râl ca afară. Mă coafă, taci, dracu, că a fost să-și 30 de minute până la 2, să nu pleci de aici. Hai, revedem pe urmă la următor. Bogdan Amici. Și ăsta e Andrei Amicu. Amici, Andrei Amici. Și pula în el de chiop, că îi dau foc futus familia în gura mătii. Da, deci în premieră puteți observa că Amicu și-a luat țeapă cu chioptul. Eu nu știu dacă mi-a comandat cioacă ălea. Amice, ce? Este adevărat că ți-ai luat țeacă. Trebuie să-mi comandă pe service la Galician. Bujile? Da, la Giovanni, că acum așa-l cheamă și că. Da? Așa îi spun oamenii. De când și-a făcut și-a deschis service-ul acolo, Amici, și că îi se spune Giovanni. Bă, Amice, dar stai puțin. Păi dar de ce bă, ce le-ai cumpărat tu și plăteai? Că nu erau! Că ce? Că nu erau, Amice. O, bă, ce-mi tot dați în cur? Ce? Nu că nu mi-a plăcea, dar... Păi și de unde ți-ai cumpărat, până la urmă? Ți-a comandat el pe la ce magazin?
Păi mi-a comandat la el pe firmă. Păi de la ce magazin dacă tu ne-ai găsit la ăla? Păi eu știu de unde l-a luat, amice, de unde vrei să spun care a luat, de unde? Păi dacă sunt contrafăcute. Și recunosc să fie contrafăcute, mă. Ce să fie contrafăcut? Uleiul? Ce să fie contrafăcut? Este fake din China, uleiul. E ulei de gătit. Bă, dar oare uleiul de gătit e mai scump? Nu cred. Băi, nu. Dai seama că e un prost care... Bă, cred că dacă te lăsam, cred că te retrăsai. Cred că dacă mă lăsai, îți băgam ceva pe gât. Amice, dar tu cred că amice să faci tu un copil. Cine, amice, eu? Da. Bă, amice, ai răbdare, ce... Să crească șaurmeria mare. Ți-e frică acum? După mai fac încă unul, amice. Nu mai e frama, amice, la genul ăsta de copil, la un copil, pare bun, amice, să-ți calce și repede, dar pe urmă. Bine că ăsta, amice, tu l-ai vedea pe sărbaticul cu copil? Logic. Eu nu. Auzi la ăla, nu prea. Băi, nesimțit. Fractu, fractu, să mă... Că eu am crescut mai mulți copii ca voi toți la un loc. Eu s-o crezi tu. Chiar da. De aia nu vreau. Vreau, dar cu... Eu care veni și aici, mă speria, ce salut. Mă așez și eu la casa mea, uite și pe ăla. Sau la cabana mea, cum s-ar spune în babana. La babana mea. Ce ai făcut? Bă, dar ne sperie ăștia, bă, și picăm. Nu-i corect. Aia. Ce dracu are, bă, mașina asta? Aha, Ridvar. Bă, de ce tăcurăs toți dintr-o dată? N-ai ba, mă. Că e episodul tău. Ah, mulțumesc. Legumă, mutu! Fute pământul. Legumă? Bă, lui Epicănetul. Da, da. Sau îi pică interesul pentru clipul meu. Și mie îmi pică internetul. Stai așa să-l scot din modem. Legumă? Ei, ei, ei! Egumal? El nu știe. Bă, ia uitați-vă unul dacă mă ia aceea. El nu știe. Ne aude. Ne aude, sigur? Eu, da. De unde știi? Dar nu știu ce face. Nu știu ce faci. Amice... V-ați urat fraților ce șmecherie făcui, ce amice? Eu cred că nu știe ce s-a întâmplat. Mă, ia stai. Acum fi mă să ieșim și noi și să lăsăm pe... Bă, lectura, a, ești pe mut, mut lectura. Păi da, mă, dar cred că el vrea să fie pe mut, nebunilor. Nu cred, aia, nu cred. Hai să vedem. Lectura? A, ce prost ești. Cred că ar sună cineva, i se întâmplă ceva. N-ai, bă, cum că zicea. Nu, aia zicea. Iată că nu vreau să zică, nu a avut chef. Unde mă duc? Păi îmi zice ori în jos, ori în coa. Vreți să vă dezamăgesc? Ia să pleci. A, nu, nu, mai rău. Ce? Doar cu ăsta l-am mai făcut. Nu l-am mai făcut pe ăsta. Nu l-am mai făcut. Da, a fost un episodul meu și nu l-am terminat. Știu, dar nu e, e este cu aceeași mașină, dar nu l-am mai făcut. Dar nici ce? A, l-am mai făcut. Nu l-am mai făcut. Băi, nu-l țin minte, să mor. Amice, ia gata. Ba da, bă. Bă, asta este. Când a luat de Range Rover ăsta. Hai bă, las-o dracu. Hai bă, că și lectorul a avut la fel parte. Păi da bă, da, a avut 3 minute. Că și tu mi-ai făcut mie tot la fel în episodul meu, las. Și eu l-am făcut pe la dat în tipul meu, l-am făcut culmea. Asta nu l-am terminat. Eu până pe aici undeva am ajuns. Noi, noi, noi. Hai bă, exagerage tu. Până dacă spun. Hai bă, legumă, o. Nu trebuie să încerci să îmi faci clipul șmecher. Dacă era așa, crezi că nu spuneam că... Când cop... Ei! Zici că fug Goofy? Du-te! În morții tăi, așteaptă! Păi dacă sunt spawnat aici... Oh, salut! E spawnat aici, amice? Ce vrei să facă băiatul? Dă timpul la mea! Da? Ups! Probleme, aha! Că nu crezi că poți să sar direct... Probleme în paradis! Bă, da, cine avea finisherul ăsta în Red Ring? Probleme în paradis. Nu știu, sincer. Cum sari, mă? Sari în sus. Cât mai în sus posibil. Bă, da, voi știți care-i misteriul ăla omorât pe 1 cu 6? L-a omorât gen pe bune? Nu l-a omorât pe nimeni, tași. Ba da. L-a omorât, bă, că era ăla e oricum. Ăla a murit că i s-a făcut rău. Ai, bă, nu mai dă. După ce a făcut la 6-1-9. Bă, dacă s-a gândit la 69 și s-a speriat. Da, și a zis, aoleu, ce-mi face răi misteriu. Nu, și bă, mai e și mic. De ce ești așa indecis? N-am ce. Da, că trebuie să-mi iau avânt. Vezi că dacă ești indecis... Aha. Bă, da, voi, văd că vă cam bateți joc de episodul meu, mă jur. Nu mai spune.
Aaa, deci amice, recunoști. Aha, nu, amice, nu, dar e foarte... Îți luași un parcurs de tot căcat. Amice, nici măcar nu-l luai eu. Tu luași, nenorocitele care ești. Bă, dar asta e prost! Ce dracu e cu fazele astea așa? De copil prost. Nu. E, te parcurul ăsta. Nu știu cum mai... Tu când zic pe noi, mâncate. Nu, mă, mă mai cer cu parcurul. Stai să-mi dai mine care vine din spate. Nu vine nimeni, stai liniștit. Oricum, nu că nu, el zis așa, stăți, știi cum e aia, aaa. Nu vreau să scap, dar nu vreau nici să pară că-s... Bă, data trecută când am făcut parcul ăsta, aici am trecut din prima. Păi și eu trecui acum din prima, că sunt bun. Bă, dar eu nu rețin parcul ăsta. Cum poți zici că ai trecut din prima? Păi normal că nu rețin, că tu n-ai trecut din colo, din spate, de tot, din prima dată. Jură-te. Tu jurai, tu, după ce ai spune... Exact, de asta înseamnă. A, bă, acum sună ceva ce aș face eu. Amice? Vezi, amice, cât de ușor minționăm și îi induci? Da, se numește gaslighting, amice. Gaslighting se numește? Gaslighting, da. În engleză, da. Eu mai vedeam de la pe YouTube și nu știam ce înseamnă gaslighting ăla. Ai grijă, amice. Îl faci pe ăla sau cel puțin încerci. Bă, m-am apucat și am văzut filmul ăla. Ce tot dai în mine, amice? Ce tot dai? De a traversat, de a ajuns din Cuba în Miami, în not. Bă, dar chiar că mâncați așa oameni nebuni. N-a existat așa ceva. Eu nu știu cum reușesc cu ea. 170 sau 180 de kilometri. 5 încercări. Eu nu înțeleg, de ce este invizibil și prostul ăla s-are pe mine? 5 încercări. Păi nu din prima a făcut-o, a încercat de 5 ori și a 5 ori i-a reușit. Că ba o mutau curenții, ba a lovit de vietățile mării. Că ce s-a făcut? S-a lovit de vietățile mării? Da. Adică a venit o balenă, ceva și... Nu. Astea meduze, viespi de mare. Viespi de mare? Da, sunt un fel de meduze. Bă, gata, lectură! Și înțepătura lor te omoară. Păi știi, îți dai seama că n-a vrut să moară. Păi nu, că dacă ai injecție fix la tine, scapi, știi? Păi și atunci de ce ai ieșit din apă? Păi îți vine rău în pula mea! Păi și l-a mușcat sau de cât era? Am mușcat-o! Bă, ești de bun? E. Mă. Păi a mușcat-o el sau l-a mușcat aia? Mă. Vies pe a mușcat-o? Dar nu știu, bă, tu-ți dai seama să mănânci pe ăla, eu nu știu cum poți. Îi dădea printr-un pai, așa. Da, știu, dar... Păi, ci că ardea undeva la 3000 de calorii pe oră sau ceva de genul. Bă, aia a trecut până în note bune. Bă, dar eu știi ce am văzut? Că nici măcar nu... N-ai ieșit deloc din apă sau ce? Nu ieși. Așa se face ăsta, competiția asta. Nu ieși, păi n-ai voie nici să ajute nimeni, nici... Nu te ajute. Nu te odihnești. Bă, ești nebun. Nu dormi, nu nimic, păi da. Bă, amice, dar eu știi ce voiam să întreb. Tu știi ce am observat? Că nici măcar nu e să zici că înoată ca broasca, știi? Înoată ca omul, adică e greu. Amice, ea era și înotătoare profesionistă care asta a făcut toată viața, adică nu te gândi. Stai seama în rahat. Știe cum ar veni cum să păcălească în sensul că, bă, știe cât să dea, știe cum să dea. Eu cred că trebuie prea mult și nu cred că trebuie pe aici munca. Că noi când înotăm, noi dăm ca proștii și obosim repede, nu e așa? Stai seama. Îți dai cu cap. Oricum, oceanul cred că e mai sărat. Da, bă, nu. Da, este. Păi era plină de sare când ai și cei. Pera, adică ce încearcă legumă să spună pentru cei care nu știu este că te țin mai ușor la suprafață. Îți dai seama. Tu n-ai văzut, bă, legumă și în Grecia? Că ne-am dus, nu obosei, bă! Bine, noi aveam aici. N-am ajuns, bă, eu nu mai țin minte pe aici și aia, dacă ziceți că n-am trecut de la început. Acum trebuie să duci pe acolo. Uite, eu termin, ce să fac? Pe acolo trebuie să iei? Bă, eu sunt pe stradă! Ai văzut, ce cauți pe stradă? Păi stai de jos pe stradă, că acum m-am trimis. Facem da, știți că este pe tabeleaua, ci că ea de la cartea recordurilor nu i-au recunoscut asta. Că n-a fost nimeni acolo și că au fost vreo 40 de martori care toți susțin că au asistat nu și au fost acolo. Trebuie să fie din ăla special. Da, dacă n-au fost ea, au zis că nu și că au și jignit-o, ceva genul că minte, că nici n-a făcut așa ceva. Bă, ești nebun. Acum nu știu care e realitatea. Bă, știi care e chestia? Că într-adevăr, ca ăsta de la Casa Recordurilor să fie, trebuie să fie un martor, dar gen din aia de-ai lor, știi? Oficial, vin da. Din aia oficial și cronometrează cât timp, câți ăia, știi?
km, de exemplu, sau... În fine, dar mâncați și să înoți 170 de km. Ai, băi, ești nebun, amice. Păi noi dacă... Amice, dar asta... Nu notăm unul. Asta numai oamenii, părerea mea e că numai oameni care nu dau o țără... Păi n-ai cum să dai că ești nebun? Dacă nu, n-ai cum, adică, bă, știi care e chestia? Nu e vorba neapărat că de cât de dificil e, că e, dar problema e că cine ar face așa ceva, adică să spui sănătatea la risc și toate cele, ca să că ce? Că una e, nu știu, să alergi, ba, nu știu, hai da, să alergăm hai, noi. Mai zici. În cât timp a traversat? Nu știu, dai-mă, câteva ore bune. E câteva ore, bă. Zeci de ore, cred. Cred că vreo 70 de ore. Mă, ești prost. Tu de ce, mă, bă, fără să dormi? N-a ieșit cu capul din apă sau ce? E, da, asta a respirat pe sub apă, că era măta, era sirenă. Păi eu asta am înțeles. Doamne, mâncava, și n-a ieșit din apă gen pe barcă sau pe ceva. Aha. Sau să se țină de ceva, sau eu știu. Nebunul, dracu. Da, tot e greu. Păi, vezi? A, să mori tu. Bă, și dacă te pun să stai pe loc 70 de ore, nu poți, ești nebun? A, stă-ți și, hai. Păi dacă terminai, băieții, cam asta o să fie. Sper că ați învățat ceva din acest video foarte educativ. Aruncați-vă în apă și băgați. Da, și băgați 170 de km.